12 vorbe de aur ale părintelui Arsenie Papacioc Vă spun acum ca un duhovnic. Nu se supără Dumnezeu pe greșelile noastre atât de mult pe cât se supără dacă suntem nepăsători. Cine se roagă numai când se roagă acela, de fapt, nu se roagă. Dacă tinerețe ar ști și bătrânețe ar putea, așa să fie un tânăr, un mare erou pentru Hristos. Cine este acela care nu are nimic de cerul lui Dumnezeu? Să știm să murim și să înviem în fiecare zi. Dumnezeu nu are nevoie de cuvinte, de scuze, de explicații, ci de inimile noastre. Sfatul cel mai important, iubește, iubește, iubește cu tot sufletul și iartă. Concepția altor religii diferă față de creștinism prin aceea că vor să scape de suferință. În ortodoxie, numai prin suferință scapi de suferință. Nici bogăția nu este un păcat, nici sărăcia nu este o virtute. Românii și-au purtat crucea de 2000 de ani, de aceea cred că urmează învierea. Dacă nu poți să-ți iubești vrăjmașii, măcar să nu-i urăști.